Bun găsit! Nici nu a început bine Survivor Romania All-Stars 2024, că tensiunea au și început să apară, iar publicul pare că s-a împărțit după ce Jador și Zani au avut un conflict și vom vedea cum au reacționat și oamenii de acasă. Concret, replicile dure au apărut după ce miercuri Daniel Pavel a comunicat concurenților că regulile competiției sunt neobișnuite. Atât faimoșii cât și războinicii sunt obligați să supraviețuiască duelurilor eliminatorii pentru a rămâne în cursa din Republica Dominicană. Anunțul prezentatorului a strânit agitație printre participanți, transformându-se ulterior în tensiune și generând primele dispute. În mijlocul scandalului s-au aflat Jador și Zani, care fuseseră colegi într-un sezon anterior de la Survivor România. Jador și Zani au purtat o discuție tensionată pe tema amuletei imunității ascunse, care se află în posesia celui din urmă concurent. Se pare că Zani ar fi promis că nu ține simbolul asupra lui, ci îl va oferi echipei pentru ajutorare, doar că până la urmă planurile s-ar fi schimbat. Cântărețul de manele nu și-a putut stăpâni supărarea când a văzut că Zani ține asupra lui amuleta, astfel încât a recurs la câteva jigniri, numindu-l pe colegul său Zani un parșiv. În cele din urmă, pentru a-i demonstra lui Zani că nu vrea să renunțe la simbolul imunității ascunse și că vrea doar să-l folosească în favoarea lui, nu a echipei, Jador i-a propus colegului său să anuleze amuleta prin distrugerea manuală sau cu ajutorul focului. Bineînțeles, Zani nu a acceptat acest lucru. Oamenii de acasă sunt de părere că Jador ar cam trebui să se abțină de la cuvintele dure aduse celor din concurs, dar și că Zani să nu mai fie atât de îngânfat, atât de plin de el, deoarece asta o să-i dăuneze pe parcurs. Survivor România All-Stars 2024, competiția care ține spectatorii pe muchie de-a lungul întregului sezon, ar putea aduce surprize și schimbări semnificative în lista de concurenți, urmând de exemplu sezonelor anterioare. Conform unor surse neoficiale, producătorii emisiunii au în considerare posibilitatea de a aduce noi participanți în joc după eliminarea unor concurenți care sunt acum chiar în concurs.